lucrătorii acestui raion și pentru lucrătorii medicali din spital, cât și centrul medicilor de familie. Ne-am adunat azi aici pe Talpitrece, pe ultimul drum, pe fostul nostru coleg, medic șef Vadim Leonidovici Matkovski. L-am cunoscut modest, calm, înzestrat cu calități de lider și experiență de o viață care nu numai și-a iubit o profesie, dar și-a trăit-o. Ca profesional a investit anii în care a activat în oameni, în momentul esențial al existenței noastre. Dumnezeu i-a dat crezul după care să se conducă, să facă totul pentru oamenii și suferința lor, cât și pentru cei sănătoși. Munca i-a prelungit clipi de mari satisfacții. A avut un stil de a conduce deosebit, bazat pe bunul simț, pe experiență și intuiție. Dragostea de profesie l-a îndemnat mereu. Dragostea de omul în suferințe i-a cultivat omenia, bunătatea, modestia, devotamentul. Născut în satul Șripca, raionul Joldănești, având o educație deosebită, fiind înzestrat, entuziasmat de profesia de medic, și în anul 1958, tinerul absolvent al Facultății de Medicină din Chișinău, Vadim Matkovski, își începe activitatea ca medic șef al Spitalului de Circumscripție Șoldănești. Cooperând surse extrabugetare de la colhozuri, începe construcția unui spital nou de 50 de paturi. Fiind promotorul noilor concepții, lucrătirea sănătății populației a efectuat o muncă grea, zi cu zi, cu un efort considerabil până în anul 1980. Apoi, odată cu înființarea raionului de la 10 noiembrie 1980, este numit primul medic șef al Spitalului Raional Șoldănești, unde a activat până în anul 1981. Din anul 1981 și până în 2006, ca medic radiolog la Spitalul Raional. Dragostea față de muncă, față de oameni, a manifestat-o mereu, activând și la azilul de bătrâni. Soarta, sensul acestui cuvânt, a fost căutat în secole de sute de filosofi și până în prezent nu se cunoaște răspunsul și probabil nici nu se va cunoaște. Se spune că omul singur își face soarta prin muncă, activitate, se naște, crește, învață, realizează, continuă firul vieții și fiecare om e cu soarta sa. O boală crâncină l-a răpit pe Vadim Leonidovici Matkovski din rândurile noastre. Ne rămâne în inimile noastre bunătatea lui, curajul, entuziasmul și cred că sunt sigur că fiecare medic, asistent medical, infirmier, pacienți își vor aduce aminte de dumnealui. Vadim Leonidovici a fost și va rămâne în amintirea noastră. Dumnezeu să-l odihnească! Большое горе постигло всех нас. Ушел из жизни наш друг, уважаемый доктор Вадим Матковский. Вадим Матковский свою сознательную жизнь посвятил здравоохранению нашего района, где он не работал в селе Лешкане, в Шулданеще, главным врачом участковой больницы, рентгенологом Вазили, он всю свою энергию, знания отдавал служению своих пациентов. Вадим Матковский по его инициативе в Шолденичах в 70-е годы был построен участковый больниц. Это было для Шолденичи вот новая больница, оснащенный по тем временам новым оборудованием. Он радовался. Он был главным врачом этой больницы. Появились новые молодые ребята, которые сегодня продолжают работать в Шолданеште. Последнее время Вадим Леонидович работал в Азиле и выполнял общественные поручения, был председателем Совета ветеранов Шолданевского района. Вадим Леонидович был скромным человеком, уважаемым человеком, требовательным себе и подчиненным, но при этом он был добрым человеком. Он как заслуженный донор своей кровью спас несколько десяток больных людей. Сегодня
Надо сказать, чтобы даже погода плачет. Вадим Леонидович, на слезы своих пациентов, твоих друзей, твоих родных и близких. Не верится, что не будет среди нас больше Вадима Леонидовича. Прощай, дорогой друг. От имени Совета ветеранов района лично от себя выражаю соболезнования близким и родным. Пусть земля будет пухом. Память о тебе долгие годы останутся в сердцах твоих друзей. Ом, который știut să țină alături de el pe toți, și mici, și mai mari, și mai în vârstă, la toți a găsit cuvânt frumos ca să-i spună, să-l liniștească, să-l logoiască, să-l trateze și să-i dea un drum bun în viață. Vadim Leonidovici, pentru noi o să rămâneți întotdeauna în amintirea noastră, om de onoare a orașului, om de onoare a raionului, cel care a investit sufletul în spitalul raional, în spitalul de circumscripție și și-a dedicat viața toată nouă, oamenilor, locuitorilor orașului Șoldănești. Din numele administrației publice aducem condoleanțe rudilor și prietenilor și în genere tot orașul astăzi este în lacrimi. Dumnezeu să-l ierte și să-i fie țărâna ușoară. Vestea tristă despre trecerea în neființă a celui care a fost Vadim Matkovski ne-a adunat pe toți astăzi aici să-i spunem că a fost un om de omenie, că a fost un om săritor la nevoie, că a fost o persoană care nu poate fi comparată cu mulți dintre noi. Vadim Matkovski a fost un om vertical, a fost un om muncitor, a fost un om care a știut ce își dorește în această viață. Din numele administrației publice raionale, vreau să exprim sincere condoleanțe tuturor rudelor, apropiaților și să-i spun celui care a fost Vadim Matkovski, Dumnezeu să-l ierte și să-i fie țărâna ușoară. Despre o persoană. Și astăzi suntem în ospeție la o familie care nu le sunt deloc străine aceste calități. Ba mai mult, dispun de o inimă mare și un suflet deosebit de cald. Este vorba de familia Matkovski. Bun găsit, domnule Vadim și doamna Eugenie. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Viața este foarte dificilă și capricioasă. De aceea merită să facem niște mici popasuri să ne mai relaxăm, ceea ce vă propun și dumneavoastră în următoarele clipe. Dacă sunteți de acord, da? Domnule Matkovski, sunteți o persoană bine cunoscută și mult respectată aici, la noi în localitate, poate și peste hotarele raionului nostru, dar de multe ori amănuntele vieții poartă mai mare interes. Și de aceea aș dori să începem discuția de la biografie. De unde sunteți originar dumneavoastră? Originar din raionul Șoldănești, postul Rezina, satul Șipca, născut în 1933. Am absolvit școala medie la Rezina și Institutul de Medicină din Chișinău în 1958. Din 1958, în continuu, lucrez în raionul nostru Șoldănești, ca medic, medic-șef, dar acum... Discuția aceasta o ducem puțin mai târziu. Da. Acum să începem. Câți copii ați fost dumneavoastră în familie? În familie am fost doi copii. Fratele mai mare lucrează la Institut, Universitatea de Medicină din Chișinău. Acum e la Institutul de Farmacie Chișinău. Iar eu, toată viața, am
consacrator Solgănieștului. Așa, ați rămas aici la Baștină, da. Să munciți pentru populația de aici. Și de copilărie, știți, nu prea avem noi timp când să ne aducem aminte. De aceea, haideți să ne oprim puțin și la copilărie. Erați o fire energică când erați copil? Da, eram energic de atâta că cu părinții plecam la câmp, la prășit, la săpat, la arat, duceam cai, boi, ajutam tot ce și pe lângă tot ajutorul care îl acordați părinților, cred eu că creați și niște necazuri mari, nu? Fiind băiat și încă și atât de energic? Nu, nu le-am făcut niciodată necazuri la erați părinții. Erați liniștită, da? Am fost liniștit. Și ați avut parte de o copilărie plăcută, cu multe aventuri sau nu prea? Fiind ocupat mai mult cu lucrări? Copilăria mea a trecut prin război, în anii războiului și n-a fost chiar așa prea fericit copilăriei, de atâta că vremurile cele erau vremuri grele. Adică nu ați avut parte de o copilărie, însă au rămas așa niște amprente plăcute care le-au redat. Bineînțeles, ca copil au rămas amprente plăcute, am avut mulți colegi, tovarăși de clasă, spunem, ne jucam, făceam tot, dar totuși linia principală era ca să ajutăm părinții. Așa, și uitați-vă de aici pornim. Ce studii dumneavoastră ați făcut? Și unde? Ce studii? După ce am absolvit școala medie din Rezina, am intrat la Institutul Medicină din Chișinău în 1952, care l-am terminat, adică absolvit în 1958. Și de atunci, zilele. Și dumneavoastră ați urmat sfatul cuiva ca să mergeți în medicină anume, sau a fost o dorință proprie? Așa, o dorință a fost și a mea proprie. Fratele meu a învățat la medicină și îmi spunea multe, da, mai mare, și îmi spunea diferite lucruri și bineînțeles că l-am ascultat pe tata meu, care mi-a recomandat să mă duc la medicină. Ei, și probabil că ați terminat studiile și ați hotărât să vă căsătoriți. Cum ați întâlnit-o pe doamna Eugenie? Da, cum am întâlnit-o? Tot într-o situație, lucram la, nu numai în medicină, dar ajutam și colcozul. Dumnezeu a ieșit cu elevii la culie struguri și eu tot eram acolo la culie struguri. La Ulișcani. Ne-am întâlnit pe câmpul colhoznice și acolo ne-am și căsătorit. Dumneavoastră sunteți de prin părțile noastre sau cine puteți spune unde v-ați născut? Și cum ați ajuns la Ulișcani la lucru în câmp? Da, de acolo v-ați... Я не молдаванка, я белоруска. Așa, sunteți... Закончила Кишиневский университет и была направлена на работу в Олешканскую школу как преподаватель русского языка и литературы. И вот в один прекрасный осенний день, когда мы с учениками вышли на уборку винограда в Олешканах, рядом на участке работали сотрудники больницы, где работал мой муж. Тогда. И ați avut ocazia să vă întâlniți, да? Да, и мы там, да мы не познакомились там, а просто он оставил работу, да, он спросил учителя математики, кто это такая, потому что всех учителей Олешканской школы он знал, а я появилась новая, кто это такая? Учитель сказал ему, что вот это наша новая учительница. Он оставил ведро, свой ряд и сказал, медсестре Людмила Григорьевна, она будет моей женой. Atunci în data ați hotărât, da? Da. Он тогда решил. Să fie soție. После этого он стал искать встречи. Пришел к соседке, к хозяйке, где я была на квартире. Ну и началось наше знакомство уже поближе. И мы поженились очень быстро. И слава Богу, живем мы уже 47 лет вместе. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate și mulți ani împreună. Mulțumim. Ce vă unește și v-a format ca o familie puternică? Aveți niște interese comune? Вы знаете, что за эти 47 лет у нас никогда не было серьезных конфликтов. Никогда. Este о раритате, știți? Este о раритате. Да, мы всегда находили общий язык с полуслова. Вадим, мой муж, он скупой на ласку. Он не говорит красивых слов,
Он не объясняется в любви, но вот эта ласка, его любовь, его забота выражается в поступках и в делах. Мы построили дом, мы вырастили сыновей, работали честно, у всех жили на виду у всех. И, слава Богу, вот видите, он достиг 75 лет, я на 9 лет моложе. Что связывает нас? Что связывает нас? Общие интересы. Я всегда понимала его, он понимал меня. Если он задерживался на службе, я понимала, что так надо. Если он сделал что-нибудь, я всегда считала, что это так и надо. И вот эта общность... Он интересен, да. Речь прок, в диферитой да. ситуации, да? Да. Și acum să ne întoarcem la activitatea dumneavoastră, domnule Vadim. În ce sectoare ați mai muncit de-a lungul vieții? Principalul sector a fost medicina. Medicina numai. Și vreau să zic, după cum spune doamna Eugenie, medicina nu prea învață așa să fii mai blajin, mai... Da? Vedeți, dumneavoastră, eu am lucrat vreo 20 de ani singur medic în Soldănești. Eu deserveam în vreme ce la 20 de mii de populație și trebuie de deservit într-așa mod ca să fim în primul loc pe raionul Rezina, ceea ce întotdeauna noi am reușit. Ați avut succese. Da, am avut succese. Și probabil de atâta întotdeauna, în fiecare an eram menționați cu drapelul roșu de muncă, cum era în vremurile acelea, cu fanioane, diplome de onoare. La noi în colectiv au fost patru, cu mine cincilea, patru persoane, surori medicale, ori asistente medicale de studii medii, cu iminent ocrotită sănătatea Uniunii Sovietice. O asistentă medicală a avut drapelul roșu de muncă, menționat de Guvernul Uniunii Sovietice. Eu tot am fost menționat cu insigna iminentă ocrotirii sănătății a Uniunii Sovietice. Nu de puține ori primim de la Ministerul Ocrotirii Sănătății a Republicii a Uniunii Sovietice premii bănești pentru munca depusă. Domnul Vadim, ați fost acela care a luat inițiativa de a construi aici un centru modern de sănătate în raionul nostru. Cum v-a reușit? Pe vremurile celea, la noi în Republică, lucra ministrul a Ocrotirii Sănătății, domnul Testimițanu Nicolae Andreevici. El mult mi-a ajutat pentru procurarea, spunem așa, a proiectelor pentru Spitalul din Soldănești. Și ne merge nou greu, dar în 1980, când a fost format raionul Soldănești, am fost dotați cu capital din gros și am început a construi stațiunea epidemiologică, acum centru medicină profilactică și centrul medicilor de familie. Apoi a reușit și chirurgia să o construim și așa s-a primit un orășel a medicilor de medicină din orașul Soldănești. Dumneavoastră ați fost primul medic al spitalului... Primul medic șef al spitalului regional Soldănești. Da. Și dacă s-ar putea de întors timpul înapoi, sau chiar și în prezent, să vorbim de prezent, ce ați întreprinde dumneavoastră ca să mai schimbați puțin poate situația în centrul de sănătate? Nu. Vedeți, acum sunt legători și cu Europa. Poate am căpătat și aparataj mai performant. Am face specializarea medicilor la nivelul european, ca să fie de servirea populației băștinașe, aici pe loc, să nu mai pleci peste hotare, să duc undeva. Și eu cred că aș reuși să fac lucrurile. Ați reușit, dumneavoastră ați reușit, sunteți cu inițiativă, da? Vârsta de a nu permite... Dar dumneavoastră mergeți cu idei. Știți, poate să nu stea lucrul pe loc. Da. Se vorbește că ați fost inclus în lista pentru conferirea titlului de erou al muncii socialiste.
Care a fost pedica și nu v-ați învrednicit de acest titlu? Pedica nu a fost aici așa mare, însă o mers vorba, numai însă pe urmă a venit o anchetă de la Moscova, ca erou trebuie să devină un medic orfan, care a terminat institutul prin propria sa voință, cu puterile proprii, o femeie, adică femeie vestită în raion, și a mers candidatura la Vrabie, Olga Kalinovna, care funcționează și acum la Spitalul Raional Soldănești. Cu dânsa noi ne mândrim. Și ne știm tare de mult și o familie exemplară și plinitoare și iată, până din 73 până în timpul de față n-am avut un cuvânt rău, ori să ne spărăm, ori ceva. Întotdeauna e de ajutor. În care, în primul rând, n-l pot uita cum m-a ajutat și m-a instalat în spital. Medicul de familie îmi da tratament, dar eu eram mai mult gata. Și Vadim Leogiu a intrat la mine și când m-a văzut așa, m-a îmbracat și ai cu mine. Și m-a dus și a doilea zi mi-a făcut și o operație. Și de atâta nu-l pot uita că el pe toată lumea ajută întotdeauna. Așa are un suflet bun și de ajutor întotdeauna și pe fiecare. Cursul activității și la toată viața domnului Vadim ați fost alături și l-a susținut în toate cele. Da, doamna Eugenie? Da, numai așa. Ați găsit ceva comun în profesia dumneavoastră și a domnului Vadim? Конечно, у нас были общие вопросы. Когда работала в школе, с больницей мы всегда поддерживали связь. Обращались. Медики приходили к нам с медосмотрами. Осматривали детей, читали лекции санитарно-просветительные. Dar domnul Vadim cerea de multe ori sfaturi de la dumneavoastră? Cum să acționeze într-un anumit... Nu prea, da? Nu. De sine stătător rezolva toate problemele și situații. Он сам решал вопросы, да. De câți ani sunteți directorul azilului de bătrâni? 3 ani. De trei ani. Și ce serviciu ați ocupat înainte de a fi tutela bătrânilor singuratici? Înainte de asta am fost medic la secția de salvare și apoi am trecut la secția de internare și ambele aceste secții au cer, adică de la personal, o răspundere majoră. În secunde trebuie de determinat diagnosticul și început tratamentul bolnavilor. Și în majoritatea cazurilor mi-a reușit. Ce v-a făcut să vă angajați la azil? Probabil că este nu prea ușor. Nu e prea ușor, asta e, spunem, profesia mea ca medic și iubirea față de oameni în vârsta mare, ori, spunem, înaintată, m-a făcut ca să plec acolo, să ameliorez situația, fiindcă la începutului era foarte greu, erau multe plângeri pe hrană, medicamente și așa mai departe, și mi s-a propus să plec încolo, am ameliorat situația, acum am azilul nostru, ocup un loc de bază în Republică. Ne mândrim cu colectivul avem nostru. Avem succes, da? El toată vremea, dimineața tare, de oameni bine. Noi nu uităm dacă vine tată. Dacă într-o zi n-are chipuri să vie, nu știu cum, sufletul și s-a întâmplat cu dânsul. Când târziu nu vine. Așa că trăim cu dânsul foarte bine și el ne stimează pe noi și noi pe dânsul. Și care ar fi, oricum,
acum, pe lângă succesele toate care le aveți acum la azil, probabil că sunt și greutăți. Care sunt greutățile pe care vă întâlniți mai des acum? Greutăți sunt. De atâta că în ziua de astăzi, ceea ce ne dă statul, e puțin. Mai cerem ajutor la sponsori, însă nu întotdeauna reușim. Sunt oameni bogați în raion, însă sunt oameni cu inimă deschisă, inimă mare, suflet bun, cum, de exemplu, e Beluos Vasilii, din, liderul din Alcedar. El întotdeauna are grijă să ne dea fructe, legume, negativ de iarnă. Da. Micu Nicolae Efimovici înainte ne mai ajuta, dar acum nu știu ce cedează el și pământurile, nu vrea să, nu e așa un puter pentru lucru. Dar sunt oameni buni în raion care ne ajută. Vă vin de multe ori bătrânii, poate cu plângeri la dumneavoastră de la azil? Vedeți, eu mai ocup o, cum spune, sunt președinte organizației veteranilor din raionul Șoldănești. Și desigur, vin și trebuie de ameliorat toate cele ce le trebuie, este ce doresc ei. Și cum... care este metoda dumneavoastră de consolare a persoanelor? Care metoda? Avem Comisia de Sustenere Socială a populației din Șoldănești, ridicăm întrebări și întotdeauna reușim să vedem ajutoare financiare pentru procurarea combustibilului, alimentelor, medicamentelor. Sunt oameni care au destul de grele maladii și le acordăm sume importante pentru tratament, pentru investigații. Ce schimbări ați dorit dumneavoastră pe plan profesional? Pe care plan? Ca director? Ca director. Ca director, noi am ridicat întrebarea față de conducerea raionului și nouă să ne mărească numărul de paturi. Am să primim o clădire nouă în blocul terapeutic acum și o disecție de copii. Acolo aș fi asistența socială și protecția familiei, primul etaj, două etaje, au să fie cazați persoanele singuratice, cu trai greu, așa, așa că peste un an, doi, noi vedem azilul să ajungă la 60 până la 100 de patru. Dar acum câți bătrâni aveți? Acum avem 32. 32 de bătrâni. Din raion? Din raion, numai din raionul nostru. Să vă ajute Dumnezeu să vă împliniți și acest plan. Da, Doamne. Să vă împliniți și acest plan. Un om care a activat mulți ani în domeniul sănătății ca medic șef, al cunosc toți oamenii și anume în colectivul ăsta, având o vârstă atât de frumoasă, oamenii se adresează la dumnealui ca bunel, ca tată. De ce eu sunt mulțumit de lucrul dumnealui? La vârsta aceasta, dumneavoastră, conduceți organizația orășănească de partid. Numai datorită numelui și respectului pe care vi-l poartă, lumea a votat formațiunea pe care o reprezentați. Ați ajuns la Consiliul Local. Care este contribuția dumneavoastră de a schimba situația în oraș? În anii precedenți, noi am elaborat sub conducerea Fondului Republican de Susținere Socială a Populației, planul de dezvoltare a Șoldăneștiului până în anii 2010. Acum primarul a mai format un comitet paralel, au mai venit specialiști și hotărâm acum întrebarea pentru canalizare și darea exploatația stanțe de epurare a apelor reziduale, apeduct în Șoldănești, după aceea și apeductul sau paralelul merge, așa,
Nu, și lupta cu murdăria din Șoldănești, cred că încă mulți, multă vreme. Cu aceasta se luptă pentru toate localitățile. Și într-o măsură oarecare, da, foarte mic procent, reușim să facem ceva, însă trebuie greu. Trebuie timp și Trebuie lucru, populația. Dar am vorbit de ce schimbări și care sunt greutățile pe plan profesional, ce ați dorit dumneavoastră și la ce se muncește acum în oraș, dar ce ar trebui de întreprins ca să schimbăm, ca să se schimbe puțin situația și în întreaga țară? După părerea dumneavoastră, având așa o practică mare de lucru. Asta e primarie, cum spune, maștab. E o problemă de maștab mai mare. Mai mare. Așa, eu în anul ăsta am dat o analiză amplă despre situația social-economică a pensionarilor și veteranilor din raionul Șoldănești. Așteptăm că la congresul ăsta să fie oarecare schimbări ca să mergem înainte. Să progresăm și aici. Da, da? Progresăm și aici. Și care este mesajul dumneavoastră pentru telespectatorii noștri? Nu, ce? Multă sănătate, prosperare, să dea Dumnezeu la conducerea noastră să ne majoreze într-o măsură oarecare pensiile, salariile, vedem că le s-au majorat acolo cu 18%. Cred că ar fi bine cândva. Și doamna Eugenia, ce are de adăugat la spusele lui domnul Vadim? Я тоже желаю всем людям здоровья, здоровья и здоровья. Когда-то мне казались это банальные слова, но уже в нашем возрасте здоровье дороже всего. Хочется пожелать всем людям счастья и радости от детей. Хочется пожелать мира, хочется благополучия. И дай Бог, чтобы и мы, наше поколение, дожило до того, когда жизнь в Молдавии станет намного лучше. Когда будет поменьше людей уезжать за границу. Когда родители будут вместе со своими детьми. Хочется пожелать, чтобы в нашей республике было тепло и уютно, чтобы дети возвращались домой. Să vă audă Dumnezeu și să avem parte și noi de toate cele și telespectatorii noștri. Atât, dragi telespectatori. Dacă nu te-ai născut cu inimă mare, atunci fii mai real. Muncește, fii loial și lucid. Și mărinimia mie te va însoți pretutindeni. Iar viața îți va accentua la maxim. Atât pentru azi. La revedere!